Sfinții mucenici Flor și Lavru au trăit în cel de-al doilea secol, în ceea ce era pe atunci viitoarea capitală Constantinopol, anume Setucul Bizantium. Ei erau doi frați ucenici pietrari ai altor doi creștini martirizați în timpul împăratului roman Adrian, cândva între anii 117-138. În urma acestui eveniment tragic al vieții lor, au hotărât să părăsească zona natală, îndreptându-se spre zona Iliricului. S-au oprit în cetatea Ulpiana, în zona aproximativă a orașului modern Skopje din Macedonia. Acolo s-au pus în slujba unui conducător local, trăind din munca și priceperea lor de constructori și specialiști în sculptura pietrei. Lumea în care trăiau era păgână. Autoritățile politice erau ostile creștinismului. Religia majorității populației era cea acceptată și propusă de imperiu, anume politeismul păgân. Frații Flor și Lavru, fiind apreciați pentru abilitățile lor, au fost angajați în construcția unui edificiu impresionant. L-au ridicat, însă aveau să afle că era un templu păgân. Împreună cu alți creștini, în ascuns, au pus într-o noapte în acel templu semnul Sfintei Cruci, dând la o parte statuile zeilor. Mulți dintre creștinii care au participat la acel act au fost uciși fără a fi judecați, pe loc. Sfinții Flor și Lavru au fost prinși și trimiși spre judecată. Nu s-au lepădat de credința lor. Pedeapsa a fost aruncarea lor într-un puț adânc și îngroparea de vii. Prin rânduială dumnezeiască, sfintele lor moaște au fost descoperite după multă vreme de câțiva creștini evlavioși. Au fost duse și așezate spre cinstire în biserica mănăstirii Hristos Pantocrator din Constantinopol. Prezența lor acolo este atestată până în cel de-al 14-lea secol prin mărturiile scrise lăsate de către diversi pelerini. Exemplul lor de demnitate și curaj ne arată cum creștinii pot și trebuie să aibă poziții foarte clare și ferme în cele ce țin de credința și mărturisirea lor.